Și discutăm acum despre modul în care drogurile fac victime, nu doar în rândul consumatorilor, cu expertul antidrog Cătălin Țone. Bună dimineața, vă mulțumim foarte mult! Bună dimineața, bine v-am regăsit, mulțumesc! Domnule Țone, ce știți despre acest caz? Răfuială între grupări care se ocupă cu droguri în Italia, victimă cel puțin un minor român? S-ar părea că da, este vorba despre o răfuială între două rețele traficanți de droguri, minori cu distribuire tot către minori preponderent. Bineînțeles, ei nu pot procura drogurile foarte simplu pentru că nu pot circula sau nu pot avea discuții la nivel înalt și clar, sunt implicați și adulții. A fost o discuție la un bar în prima fază, după care în jurul orei 1 dimineața, după care peste o oră și jumate, două, a fost acel conflict și a fost acea execuție, dacă vreți, dintr-o mașină în stil mafiot, mai multe gloanțe trase, care se pare că l-au vizat pe acel minor. Acum nu știu cât de mafiot poți să fii la 14 ani, dar categoric lucrurile trebuie să fie extinse în anchetă, pentru că în momentul în care a fost împușcat minorul, era împreună cu concubinul mamei, bineînțeles un bărbat adult și mai erau și alți români acolo împrejurim. Vorbim și despre faptul că în anturajul acestui minor și în anturajul concubinului mamei se află și români care au fost condamnați pentru trafic de narcotice și care clar au legătură în această zonă. Vedem încă o dată traficul de droguri. Din traficul de droguri se câștigă sume foarte importante de bani, interesele sunt majore, vedem destul de clar că distribuția se realizează în rândul adolescenților și de asemenea pentru a pătrunde rândul adolescenților este nevoie de traficanți și de distribuitori minori, exact cum s-a întâmplat în acest caz. Este o anchetă complexă, dar cred că se va lămuri pentru că deja s-au ridicat camere de luat vederi, lucrurile sunt cât de cât pe un făgaș normal din cât am discutat eu în Italia. Da, vedem sau cel puțin o rețea care ar implica români cu activitatea acolo în Italia ar putea să aibă ramificații până în România, domnule Țone? Nu trebuie să excludem acest lucru. Vorbim totuși despre o comunitate, 1.900.000 de români sunt în Italia, undeva un sfert dintre românii plecați afară sunt în Italia și vorbim despre regiunea Lazio, care înseamnă vreo 105.000 de cetățeni români, rezidenți sau nu, deci o comunitate foarte puternică acolo. De-a lungul timpului, în anchetele desfășurate, inclusiv la nivelul structurii antidrog din România, au fost legături între românii aflați în Italia și chiar și mafia italiană. Nu? Am avut Ndrangheta, am avut Cosa Nostra, am avut fel de fel de grupări din acestea criminale care sub o formă sau alta exercitau legăturile pe teritoriul României. Nu excludem acest lucru, oricum este clar, românii sunt implicați. E posibil ca autorul asasinatului să fie tot cetățean român. Da, vedem că în momentul actual carabinierii de acolo din zonă extind investigațiile și în rândul interlopilor români, deci aceștia sunt clar vizați. Carabinierii intenționează să identifice originea armei cu care s-a tras și autorul crimei în legătură cu care se crede că ar fi tot un minor, ceea ce mi se pare halucinant. Da, există această posibilitate, posibil să fie și sub influența drogurilor, pentru că sunt în special droguri stimulante ale sistemului nervos central, în care îți pierzi controlul și te crezi că ești puternic și atotștiutor și atunci apar aceste tendințe. A fost o cercetare, am văzut imaginea de acolo, a fost o cercetare la fața locului detaliată, vor fi și expertize balistice, da, se va stabili, de fapt s-a stabilit cu ce armă s-a tras. Singura problemă pentru care nu au fost încă reținuți autorii este faptul că s-a tras din mașină, deci din habitaclu și practic camerele de la vedere stradale nu au acoperit exact acțiunea propriu-zisă de apăsare pe trăgaci. Dar vorbim aici despre plăcuțe de înmatriculare, vorbim aici despre traseul mașinii, vorbim aici despre camerele care au surprins anterior discuțiile de la bar, adică lucrurile, declarațiile relevante ale în special ale concubinului mamei, lucrurile sunt de cât pe zonă normală. Dar eu zic că noi ca români trebuie să fim atenți pentru că întotdeauna am spus cel puțin ultimii ani că există posibilitatea să avem un import de infracționalitate. România este sigură din punct de vedere al marii violențe, nu avem execuții, nu avem reglări de control grave, dar având în vedere că românii se specializează afară și vedem, nu, de la vârste fragile, de la 14-15 ani, se specializează afară, pot reveni în țară, pot avea legătură cu infractorii din țară și chiar pot importa acest gen de execuții, acest gen de violență extremă. Sunt genul de imagini pe care le vedem mai mult în filmele de acțiune, filmele cu mafiozi, domnule Țone. Vă mulțumim foarte mult pentru prezența în jurnal.